De multe ori ne-a fost dat să auzim povești reale, desprinse parcă din scenarii de filme. Ei bine, cu toții știm că viața bate filmul, iar pentru a mia oară ne este demonstrat acest lucru de către o tânără, dar și de părinții acesteia. O adolescentă de doar 13 ani a decis să își încheie socotelile cu viața fără să fie cunoscute motivele. Ea a fost salvată de tatăl ei și transportată la spital, însă astăzi s-a stins din viață. Îndurerați de acest necaz care a căzut asupra lor, părinții au luat o decizie surprinzătoare. Gestul lor va salva mai multe vieți. Povestea unei adolescente din Vaslui ne dă o lecție de viață. Fără să cunoaștem cu exactitate motivele, fata de doar 13 ani a decis să încheie socotelile cu viața. A mers la ferma familiei și a încercat să se spânzure de o scară. Din fericire, tatăl a văzut-o și a reușit să o salveze pe ultima 100 de metri. Au sunat la numărul unic de urgență și au cerut ajutor, iar operatorii le-au oferit toate informațiile necesare pentru a acorda primul ajutor. Echipele de salvatori au pornit imediat la locul incidentului, iar tânăra a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență din Vaslui. Pentru că starea fetei de 13 ani era gravă, medicii au solicitat un elicopter smurt pentru a transfera pacienta la Iași, la spitalul de copii. Aici, copila a fost internată și intubată pe secția de anestezie terapie intensivă. Copilul lor a murit, dar în cele din urmă au decis să salveze alte vieți. După mai multe zile în care medicii au luptat pentru viața adolescentei de 13 ani, aceasta a murit astăzi la Iași. Vestea a căzut ca un șoc pentru părinți, însă aceștia au vrut să facă un lucru bun din drama lor. Organele copilului vor fi donate unor pacienți care așteaptă de ani buni o șansă la viață. Adolescenta a vrut să-și încheie viața la o vârstă fragedă și într-un mod nu prea plăcut, însă sunt oameni care își doresc o șansă la viață normală. Potrivit medicilor, ficatul rinichii și corneele au fost prelevate deja și acum se lucrează la transplantul acestora. Relatează Mondain.ro.